Hristos ne-a lăsat în această lume și ne-a dat o mare trimitere ca noi să lucrăm în această lume, să lucrăm asupra ei, să vestim mesajul Evangheliei și vestind mesajul Evangheliei și trăind vieți care sunt saturate de Evanghelie, noi lucrăm asupra ei. Acest lucru este adevărat, chiar istoric vorbind. Acolo unde creștinismul a fost prezent, creștinismul conservator, evanghelic, chiar societatea a dus-o mai bine. Chiar lumea din jur a dus-o mai bine. Și noi suntem chemați să stăm în această lume și să avem un impact asupra ei. Dar în același timp, suntem lăsați într-un fel, abandonați, dacă vreți să ne gândim așa, părăsiți în această lume ca lumea să lucreze asupra noastră. Ca necazurile ei, ca suferințele ei să ne smerească, să ne zdrobească, să fim mântuiți de orice iluzie că noi am putea face ceva, că noi am putea contribui ceva, că noi am putea ca să mergem în prezența lui Dumnezeu prin altă metodă decât doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea, Mântuitorul nostru nu doar că permite suferință în viața noastră, ci le rânduiește, le decretează. În providența lui, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, Duhul Sfânt, Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, hotărăște pentru noi suferințele necesare să fim mântuiți de această idee. Pentru unii înseamnă probleme financiare. Pentru alții înseamnă probleme de sănătate. Pentru alții înseamnă probleme de familie. El știe ce și cât ai nevoie ca să fii mântuit de acest sentiment. Și nu este o pedeapsă de la Dumnezeu. Este un act de har și de dragoste și o dovadă că El te iubește până la capăt. Mântuirea nu constă în ceea ce poți tu face pentru Hristos. Mântuirea este ceea ce El a făcut pentru tine. Așa, la nivel intelectual este, da frate, știu, eu nu pot face nimic ca să-mi câștig mântuirea, nu pot contribui, am înțeles. Și totuși încerci în fiecare zi. Încerci să-L mituiești pe Dumnezeu în fiecare zi. Încerci să faci târg cu Dumnezeu în fiecare zi, așa subtil. Subtil, Doamne, uite ce aș face eu pentru tine dacă ai face tu ceva pentru mine. Hai să ne târguim, hai așa românește. Hai, suntem în România, Doamne. Hai să facem un târg, așa, nu trebuie să spunem la noi doi. Știu teologie, dar noi doi, hai să rezolvăm o problemă. Uite, am și eu niște chestii care vreau să le rezolv în viață. Și dacă tu le rezolvi pe astea, uite ce fac eu pentru tine. Și după aia suntem chit și ne vedem în cer. Nu e așa că de multe ori tratăm așa. Nu e așa că de multe ori facem o boacănă. Și ca și copilul mic, copiii mici sunt foarte legaliști. Foarte, foarte legaliști. Încercăm să o reparăm cu un lucru bun. Știi, mami, am spart vaza asta, dar uite, m-am dus și să-mi culez niște flori. Iartă-mă. Știi, culegerea florilor, dacă ar fi dintr-un sentiment de părere de rău, dacă ar fi bun, dar nu, ar fi, acolo e o compensare. Am făcut prostia asta. Dar uite, ți-am făcut un desen așa de frumos, mami, cum să nu mă iubești? Cum să nu mă iubești?